Bun. Și acum o ultimă noutate, frate, de parcă toată lumea nu le-a trăit. Pe vremea socialismului comunist, era ceva de genul în felul următor. De vroiai să înșel pe cineva, cu cineva, te ascundeai prin boscheți, spunea mama lui, știți voi cui, că trebuie să-i dăm și pe ei exemplu, că na, s-auzea și cu geamul închis, până la 1, că era închis. Că m-a închinuit și nu știu ce și nu știu cum și tu te-ai dus la aia și ai făcut doar știi tu ce? Că nu te iubește, că nu știu ce, că nu știu cum, că știu cum am trăit eu și nu știu ce și nu știu cum. Mă știți ce ați trăit în socialismul comunism. Da? Să nu dăm exemplu, sau nu-i dăm exemplu. Numai că nu știe un singur lucru. El, fost bucureștean, acum se întoarce acasă cu coada între picioare în orașul ploieștean, chiar natal. După o relație cam eșuată. Cumva ceva de genul în felul următor. Felul următor. Ei doi erau împreună, când în pat, când pe lângă pat, supraviețuiau în București. Și practic au decis să se despartă, pentru că nu era decât doar hâța, hâța și atât. Și nu era dragoste. Că ei s-au luat pe interes ai lui părinți. Așa că vine la ploiești și încearcă să-și refacă viața. Și e la fel. Hai să găsesc un băiețaș mai tânăr și deștept și bogătan, cum seamăn, care seamănă cu al meu fost. Ziceți voi că nu știu ce să zic. Interesant, nu? Și nici pe cine dă. Cine dă? Sau nu știu ce. Da, știu, da, știu. Zise el de sus. De fapt, ce a vrut? Da? Ca să ai, să nu mai ai probleme și nu știu ce, te ajut eu. Ce bine, scap și de el, să duce și el și nu știu ce, să rezolvă. Na, că nu mergi, frate. Prostia de acasă, sau legătura de roșii de acasă, nu se vinde cu cea din piață. Pentru că nu-i la fel. Nu e mare, roșie, frumoasă, rotundă sau mai știu eu ce. Nașpa.